Federația Națională pentru Protecția Animalelor afirmă că Primăria Pitești ar comunica faptul că a făcut contract cu o societate din Curtea de Argeș. Firma contractantă are deschis un dosar penal încă din aprilie ca urmare a plângerii penale depuse de FNPA la parchetul de pe lângă judecătoria Curtea de Argeș, în care societatea este cercetată pentru maltratarea animalelor și provocarea de suferințe fizice și psihice prin orice mijloace animalelor. Continuă federația. Se pare că a primit zeci de sesizări și mărturii ale cetățenilor din Curtea de Argeș privitoare la capturarea brutală a animalelor, ceea ce a condus la grave sechele ale acestora, transportul câinilor care se face în condiții inumane și ilegale, câini sterilizați, de către asociații de protecție a animalelor ori de persoane private, au fost recapturați, reidentificați și reoperați, doar pentru a-i mai trece încă o dată prin evidențele contabile, pentru că societatea comercială este plătită per câine. Este încă una din declarațiile FNPA. Aceștia continuă spunând că, în ciuda ofertei de sterilizare gratuite lansate de FNPA, Primăria Curtea de Argeș a ținut cu tot din adinsul să cheltuie în continuare din bugetul local sume importante de bani prin această societate. Totodată este de remarcat costul exorbitant al întreținerii unui câine în adăpostul Primăriei Pitești. 1,3 euro pe zi, adică 175 de lei pe lună, trebuie să plătească cetățeanul care vrea să facă o adopție la distanță, în condițiile în care costul real al întreținerii unui câine este de maximum 60 de lei pe lună, continuă Carmen Arsene, președinte FNPA.